Mai stai? Ce am observat un acum este un ghetin și o parte dintre membri de aici. Nu ar fi mai bine să pui pe cineva în loc să pieze de toată această chestie. Cât am prerogativul ăsta în condițiile în care tot războiul ăsta, așa, cu prestul război care s-a dus în absența mea, și eu la rândul meu pot spune foarte clar că oamenii au fost manipulați. Da, am prerogativul asta și vreau să mă duc până la capăt. Poți să ne spui mai mult despre acest război? Aoleu, iar s-a discutat în frumos. El trebuia să fie dezbătut înainte de a ajunge. Aș vrea să spui și eu am auzit chestii și de o parte și de alta. Și vreau să știu și ce se întâmplă mai exact. De asta am venit aici. Și să vorbesc, dar să am mai multe să spui. Eu strânge semnături împreună cu Florentin Serea și cu Dan Nichita pentru revocarea mea. În urma unui conflict în care am intrat... Și este interzis acest lucru? Nu. Acum? Dar am spus lucrul ăsta, de ce mă gândesc? Am spus că este interzis. Serios acum, am acuzat că e interzis lucrul ăsta. Okay. Eu am spus modul în care s-a făcut și am descoperit niște filiale care nici pe care nu au făcut. Nu au minimum, măi, de procedură. Nu au minimum de procedură statutară pentru chestia aia. Atâta păi bine, dar observ că nici nu respecte această procedură. Deci deja am făcut discuția aia. Nu vrei să respecte. Că nu accepte elementele. Deci, Paul, mai stai să mă întrezi. Dă-l cu mără. Dă-l cu mără. Dă-l cu mără. Spate mai mult loc. Extraordinar, nu i-am făcut nicio rău, tu i-ai băgat cuțitul pe ăla spate, mă. Ii și vă și-a dorește, mă. Gata. Și-am început, în urma angajamentului pentru biroul național, am început campanie electorală de maniera. Eu cer asumare din partea filialelor pentru a merge pe un stil de vot. Și acel stil de vot venea din puterea mică a branciei, doar cu 5 delegați în congres. În timp ce celălalt